Unul dintre cei mai vocali consilieri locali municipali din Buzău, Irinel Cârstea, ales pe listele USR, a fost exclus din partid. Anunțul a fost făcut de către alesul local pe pagina de Facebook. Am primit încă o decizie de excludere din USR. De data aceasta am fost exclus cu ranga, fără drept la justiția internă, fără drept de apărare, prin încălcarea flagrantă a statutului partidului. Mă întreb ce așteptări pot avea cetățenii de la o organizație politică care își încalcă principiile democratice în raport cu proprii membri. Motivele invocate în sesizare de această dată au fost participarea la un eveniment organizat de către Asociația Municipiilor din România în calitate de consilier municipal, participarea la dezbaterile publice organizate de Prefectura Buzău și oferirea de flori cu ocazia zilei de 8 martie, dar și vechea problemă a susținerii referendumului, a transmis pe Facebook consilierul local Irinel Cârstea. Drept urmare, Irinel Cârstea își pierde mandatul de consilier local. În toți acești ani de politică locală, 6 la număr, am făcut tot ce este posibil să mă implic în rezolvarea problemelor comunității buzoiene, să împiedic abuzurile administrației locale, să fiu vocea celor nedreptățiți și a celor care au nevoie de sprijin. În Consiliul Local am depus zeci de proiecte, amendamente, am adus critici constructive și propuneri de îmbunătățire a vieții locuitorilor orașului nostru. Sper că în tot acest timp m-am ridicat la nivelul așteptărilor celor care mi-au oferit șansa să fiu vocea lor în Consiliul Local Municipal. Știu, mulți se vor bucura că vor scăpa de ședințele lungi din CLM în care puneam întrebări incomode și depuneam amendamente de bun simț. Lupta cu impostura este lungă și grea, cu multe sacrificii personale, dar nu voi renunța. Lupta continuă, a subliniat Irinel Cârstea. Cel mai probabil, tensiunile dintre consilierul local și conducerea partidului au apărut în momentul în care Irinel Cârstea a anunțat că își va da demisia după încheierea mandatului său, dezamăgit fiind de modul în care partidul pe listele căruia a candidat știe să dezvolte proiecte pentru comunitate.